Barajul Vidraru este unul dintre cele mai mari și mai importante baraje din România și Europa de Est. Rolul său principal este de a produce hidroenergie. Apa acumulată în lac este eliberată cu forță și pune în mișcare o turbină uriașă, care la rândul ei acționează un generator. Astfel, energia apei se transformă în electricitate. Pe lângă producerea de hidroenergie, barajul Vidraru asigură apă pentru consum, irigație și protejează împotriva inundațiilor. A fost construit între 1860 și 1966 pe râul Argeș în munții Făgăraș și are o înălțime impresionantă de 166 de metri, cam cât o clădire de 55 de etaje. Partea superioară a barajului, numită coronament, are o lungime de 307 metri și include un drum pe care poți traversa barajul și admira priveliștea. Grosimea sa ajunge la 6 metri. Ruperea barajului Vidraru ar putea provoca un dezastru uriaș, similar cu tragedia barajului Vajon din Alpii Italieni. Acesta avea 262 de metri înălțime, dar un coronament de doar 200 de metri. Corpul barajului se află între versanții munților Pleșa și Vidraru și este străbătut de 9 galerii orizontale folosite pentru monitorizarea și întreținerea sa. Accesul între galerii se face prin lifturi interioare și căi exterioare. Potrivit experților, riscul ca barajul Vidraru să cedeze este extrem de mic. Pentru ca acest lucru să se întâmple, ar fi nevoie de o serie de evenimente rare și foarte puțin posibile. Dorim ca Glow să fie o sursă de informare continuă și gratuită. Pentru a face acest lucru posibil, avem nevoie de ajutorul tău. Abonează-te la canalul nostru. Acest simplu gest ne va permite să investim în animații 3D mai captivante și realiste, dar și în videoclipuri de o calitate superioară. Îți mulțumim! Totuși, să vedem ce factor ar putea duce la o astfel de situație și ce s-ar putea întâmpla. Ca orice construcție, și barajul se poate degrada în timp. Betonul poate dezvolta fisuri, suferi coroziune sau pierde din rezistență din cauza factorilor naturali. Dacă ar fi existat probleme majore de proiectare, cu siguranță le-am fi descoperit până acum. Barajul are 59 de ani și se află într-o stare foarte bună. În plus, astfel de structuri sunt concepute să reziste cel puțin 100 de ani. Desigur, factori precum mediul, întreținerea, clima și geologia pot influența această durată. Un alt detaliu important este eroarea umană, care poate apărea atunci când monitorizarea hidrostatică nu este corectă. De exemplu, încărcarea excesivă cu apă a lacului Vidraru, care depășește limitele suportate de baraj, poate reprezenta un risc. Catastrofe naturale, precum inundațiile, cutremurile, alunecările de teren, dar și decizii greșite de management, pot reduce durata de viață a barajului. Un alt detaliu important de știut este că barajul și structura sa sunt expuse continuu la umiditate și presiune. Apa transportă agenți chimici, săruri și substanțe organice, care atunci când pătrund prin fisuri pot cauza degradarea barajului în timp. Pentru a înțelege cât de mare este presiunea apei la baza barajului, putem compara cu adâncimea de 150 de metri în ocean. Aceasta este de aproximativ 7 ori mai mare decât presiunea din roata unei mașini. În medii umede, fisurile din beton pot deveni locuri favorabile pentru acumularea de materii organice și microorganisme.